se investește în educație în comuna Vânători. Odată cu începerea noului an școlar, a avut loc și inaugurarea unei noi școli în comună, o școală ce acum oferă toate condițiile necesare unei bune desfășurări a cursurilor. La eveniment au fost prezenți alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, senatorul PSD Liviu Mazilu, deputații PSD Mehedinți Alin Chirilă și Cornel Folescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, inspectorul școlar Mariana Glăvan și primarul comunei Dănuț Narcis Percea. Copiii din comuna Vânători au început noul an școlar într-o școală nouă. Unitatea de învățământ a fost inaugurată astăzi, 5 septembrie 2022, aceasta fiind pregătită să îi primească pe elevi. Bine ați venit în școala noastră, care astăzi este la caz de sărbătoare. Marcăm două evenimente. În primul rând, începerea anului școlar pe care l-am așteptat pentru toții cu emoție și, mai important, inaugurarea școlii pe care am așteptat-o de foarte mult timp și pentru care domn primar a făcut foarte mari eforturi ca să o începem astăzi. Primarul comunei Vânătorii, Dănuț Narcis Percea, încearcă pe cât posibil să dezvolte cât mai armonios comuna pentru a oferi locuitorilor cele mai bune și moderne condiții de trai, iar astăzi vorbind despre o școală la standarde europene pentru toți elevii comunei. Avem o școală nouă, absolut utilantă, cu mobilier nou, cu băi, după normele europene. Acesta a fost un proiect încă din 2017, nu vreau să fac politică, dar vreau să știe toată lumea că a fost guvernare PSD. Vă doresc tuturor un an nou cât mai bun. Avem invitat pe colegii mei, pe domnul președinte al Consiliului Județean Aladin Georgescu, pe domnul vicepreședinte Ionică Negru, pe domnul senator Liviu Mazilu, pe domnul deputat Cornel Folescu, pe domnul deputat Alin Chirilă, pe doamna inspector pe proiecte Mariana Glăvan. La inaugurarea unității de învățământ a participat și președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care a sprijinit investiții din fonduri guvernamentale sau europene în localitățile din județ în ultimii ani, alocând fonduri de la bugetul județului pentru susținerea proiectelor, fapt ce va avea continuitate, astfel încât să fie adaptate condițiile de învățământ din mediul rural la cele din orașe sau municipii. Un eveniment cu o dublă semnificație. Pe de o parte, începerea anului școlar pe care sunt convins că toți copiii de-abia îl așteptau. Pe de altă parte, inaugurarea acestei școli, pentru că este un lucru deosebit de important să mergi într-o școală nouă, într-o școală reabilitată, care arată altfel față de cum arăta în anii trecuți și dotată cu tot ceea ce este necesar. Vă doresc tuturor să aveți un an școlar cât mai bun, mai bun decât anul precedent, să vă bucurați de ceea ce v-a oferit în primul rând primarul dumneavoastră, pentru că este meritul lui că astăzi veți intra într-o școală nouă. În 2017, un an care a fost foarte bun pentru județul Mehedinți, guvernul PSD de la vremea respectivă, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a aprobat un număr foarte mare de proiecte pentru comunitățile din județul Mehedinți, nu numai drumuri, rețele de apă și de canalizare, dar s-a aprobat și un număr destul de mare de proiecte de reabilitare de școli. Iată că a venit momentul să se termine și modernizarea acestei școli și astăzi să aveți o școală, una dintre cele mai frumoase școli din județul nostru. Așa cum în toți acești ani, Consiliul Județean Mehedinți, eu împreună cu colegii mei care sunt alături de mine, am fost alături de dumneavoastră, vom fi și în continuare. Și astăzi vă dau o veste bună și fac de fapt o surpriză și primarului dumneavoastră, că în perioada următoare, așa cum am făcut și în alte câteva localități din județ, vom finanța terenul de dincolo de școală, astfel încât să aveți o bază sportivă modernă, cu gazon artificial, să vă puteți
bucura și de activitățile sportive. Prezent la inaugurarea unității de învățământ a fost și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, subliniind faptul că învățământul este o prioritate, deoarece copiii reprezintă viitorul acestei țări. Noi cei din PSD am considerat că învățământul este o prioritate pentru România, pentru că am decis să investim în viitorul copiilor care reprezintă, de fapt, viitorul acestei țări. Și dacă vom avea generații de elevi bine pregătiți, bine educați pentru viață, probabil că parcursul lor în viață va fi unul bun și România va merge în continuare înainte. Am trecut prin sălile acestei școli și am văzut că arată excepțional, minunat și m-am bucurat din suflet. M-am bucurat mult, în special pentru copiii care pășesc în prima zi la școală, dar și pentru ceilalți. Condițiile sunt excepționale, excelente. Vă felicit pentru școala pe care o aveți, vă felicit pentru primarul pe care îl aveți în această comună, alături de care, așa cum spunea și domnul președinte, vom fi permanent. Investiția a fost finanțată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, iar pe lângă reabilitarea fostei clădiri, s-a construit un nou corp, astfel încât unitatea să aibă spațiile necesare asigurării unui învățământ de calitate. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă le-a urat tuturor copiilor un nou an școlar plin de succese, iar pe primarul Dănuț Percea l-a felicitat pentru faptul că educația este o prioritate în comuna sa. Felicit pe tot acești copii care unii dintre ei sunt în prima zi de școală și pășesc într-un parcurs al învățării de aici încolo și nu pot decât să le urez succes, să fie puternici, înțelepți, să asculte de părinți, de bunici și de cadrele care de acum încolo îi vor învăța. Îl felicit pe domn primar și înțeleg emoția, având în vedere că avem acolo ca nou elev clasa 0 și pe copilul dumnealui. Sunteți viitorul țării și trebuie să aveți grijă pe viitor și de noi. Mult succes în noua școlară, în noua etapă pentru unii și toate cele bune! Clădirea este una modernă cu toate utilitățile și confortul necesar pentru ca actul educațional să se desfășoare în condiții optime. Are săli de clasă spațioase, toalete moderne, cancelarie, mobilier nou și modern. Septembrie înseamnă inevitabil începutul unui nou an școlar. Un an școlar început cu emoție. Avem o școală nouă și plecăm la drum împreună. Vă doresc un an nou plin de realizări, realizări care se vor reflecta la sfârșitul anului școlar în rezultatele pe care le obțineți și diplomele obținute. Conform autorităților județene și locale, toaleta în curte trebuie să devină istorie, la fel ca lipsa apei și a rețelei de canalizare din școli. Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu, prezent la inaugurare, a vorbit despre buna colaborare dintre autoritățile locale și cele județene și a îndemnat pe cei mai mici locuitori ai comunei să urmeze exemplul de perseverență și ambiție în anii ce vor urma. Cred că, totuși, tânăra generație ar putea învăța de la un primar tânăr, de la un președinte de Consiliu Județean tânăr, ce înseamnă determinarea, ce înseamnă oamenii de acțiune și ce înseamnă să faci ceva. Pentru că trebuie să recunoaștem tot ce e făcut aici este făcut cu sprijinul, în primul rând, al domnului primar, dar să nu uităm aportul considerabil al domnului președinte al Consiliului Județean. Pe această cale, cred și sper ca tânăra generație să fie motivată de genul ăsta de acțiuni și să le fie cumva un fel de învățătură pentru a putea face lucruri bune pe mai departe. Succes în noua an școlar! Primarul comunei Vânători, Dănuț Narcis Percea, a făcut o prioritate din educația elevilor comunei, astfel că această investiție la standarde europene le va fi un real sprijin celor mici. Obiectivul este ca toți elevii să aibă parte de cele mai bune condiții pentru educație și să fie mereu în siguranță.